O nouă companie aeriană va avea zboruri pe ruta Suceava-București și retur începând de pe 11 octombrie 2024. Compania a anunțat că de la această dată va opera zboruri comerciale regulate între București și Suceava cu aeronave de tip Airbus A320. Zborurile vor fi disponibile în fiecare zi de luni și vineri, oferind astfel pasagerilor o nouă opțiune de călătorie între cele două orașe. Prețurile biletelor încep de la doar 35 de euro pe sens și pot fi rezervate deja direct de pe site-ul companiei. În momentul de față, compania are două curse directe de pe Aeroportul Internațional Ștefa Cel Mare din Suceava spre Tel Aviv în Israel și Karlsruhe Baden-Baden în Germania. Biletele de zbor pentru cele două destinații sunt puse deja în vânzare pentru întreg sezonul de iarnă, respectiv, octombrie 2024-martie 2025.